Ploieștiul ar fi putut să nu sufere nici măcar o zi de lipsa apei calde și a căldurii, spune fostul senator Daniel Savu. Primul pas pe care îl aveau de făcut autoritățile era să constituie un grup de lucru format din specialiști în energie termică pe care municipiul îi are. Dom'le, primul lucru trebuie făcut un grup de lucru, să discutăm. Ăsta CET-ul nu este așa un scaun care îl muți de la Consiliul Județean la Consiliul Local. Este o uzină cu oameni, cu multe probleme. Deci nu e așa simplu. Și asta trebuie făcut un grup de lucru. N-au reușit să-l facă. Emil Caut a propus grupul ăsta de lucru, cred că la începutul anului 2022, să se facă. Sau când era criza maximă până iulie, trebuia multe. Dar nu trebuia să ajungă la criza aia din iulie. S-a făcut grupul ăsta de lucruri de-abia acum, la începutul anului 2023, în care l-au prins și pe Mircea Cosma, foarte bine au făcut, că trebuie să ai înțelepți care să-ți spună. Întrebat despre cine crede că va răspunde la alegerile din 2024 pentru stângăciile care au lăsat fără apă caldă peste aproximativ 130.000 de ploieșteni racordați la sistemul centralizat, Daniel Savu spune că populația ar fi tentată să arate cu degetul într-o singură direcție. Depinde cum este memoria populației. Dacă ar fi fost alegeri anul trecut sau anul ăsta, cred că nu mai ieșea nimeni din cei care sunt acum. Care dintre ei ar fi avut de suferit? Dumitrescu sau Volosevici? Oamenii în general se uită către primar. Asta este realitatea. Nu prea știe nimeni cine e la Consiliul Județean. La baza greșelilor din domeniul termoficării, mai spune Savu, a stat și lipsa totală de dialog între autoritățile implicate.